Salutare hudinașilor și bine v-am găsit la un nou episod de Free Fire. Știu că nu am mai postat de o groază de timp episoade noi pe canalul secundar, însă uite că a venit momentul. Și ori să apară episoade noi în fiecare marți, joi și sâmbătă aici pe canalul acesta, iar pe canalul principal în fiecare miercuri, vineri și duminică. Așa că să nu uitați să rupeți cu toții butonul de subscribe, să apăsați acolo pe clopoțel ca să primiți toate notificările și, foarte important, rupeți și butonul de like. Deci apăsați în această clipă pe butonul de like. Băi, și sunt curios cine va mai face contul meu de Free Fire, pentru că nu m-am mai jucat de o groază de timp. Ia uitați-vă aici, bă, ce skin frumos am. Mamă, mamă, ce-mi plăcea skinul ăsta atunci când mă jucam. Oi, oi, oi. Și hai să vedem și Battle Pass-ul, sau mai bine zis aici Fire Pass-ul. Stai așa. Poate că o să-l cumpăr, cine știe. Mamă, ia uite aici o jachetă. Oh, cu pipița asta. Ok, am înțeles. Ceva skin-uri pe arme, bă. Ia uite și pe parașută. Forță. Și pe ăsta, bă, abanuie tot o fată. Ok, încă o fetișcană. Ia să vedem ce mai îmi dă aici. Mamă, și arma asta șmecheră rău. Ăsta-i dans? Ce tare-i dansul, mă. E dubios puțin, dar e fain. Și mamă, pe asta sare așa din avion. Și ia să vedem ce mai avem. Ăsta cred că e un backpack. Nu sunt foarte, foarte sigur, dar cred că e un ghiozdănel. Oh, încă una? Mamă! Asta cred că e doar diferită la culoare. Pare așa mai toxică, gen. Nice, hai să mai caut, să vedem. Nu știu ce chestia asta. Habar n-am. Presupun că poți să o folosești pe la chestiile alea acolo de deschis tot felul de nebunii. Asta este tot un backpack, mamă, și mai șmecher. Holy, ăsta îmi place, bă. Ăsta chiar e fain. Și uite, op! Ia uite-l pe ăsta cu masca, bă, cu masca de gaze. Și încă un crate la final, din care îți dă ceva random. Interesant, interesant. Poate o să-l cumpăr dacă văd susținere acolo, pentru că vreau să postez o grămadă de Free Fire pe canalul acesta. Așa că sper să vă placă. Bun, și ce trebuie să fac eu acum? Trebuie să dau start și hai să bag și eu un match, pentru că n-am mai jucat de o groază de timp. De-abia așteptam să intru la un match. Se încarcă acum repede, după care mă gândesc unde să sar. Dar o să sar așa pe final, aș zice eu, pentru că n-am mai jucat de ceva timp și trebuie să am grijă, pentru că nu mai cunosc butoanele exact. Hudinașilor, să-mi scrieți voi acolo în comentarii ce ziceți voi, vă mai jucați joculețul acesta? Eu nu l-am mai jucat ceva timp, am și skin-urile astea, după cum le-ați văzut și le vedeți încă. Și mi-era dor totuși. Singura chestie este că este controlul puțin mai dificil așa de pe PC decât de pe telefon, dar asta este ce contează, jamboxează. O să mă chinui și sper să iau și win din prima. Acum bine, presupun că mă bagă și cu persoane mai bune, pentru că am jucat acest joculeț în trecut și presupun că țină și cei de la Free Fire cont de asta, așa că nu știu ce să zic. Ia să apăs pe asta și să vedem unde să sar. O să sar mai pe final, cu siguranță. Unde-s căsuțele alea? Multe oare? Nu. Uite, o să mă duc la căsuțele astea de aici. La astea de aici așa o să mă duc, pentru că sunt 3 căsuțe și am de unde să iau loot destul de mult. Presupun că or să fie acolo și o grămadă de arme, deci n-ar trebui să fie absolut nicio problemă. Pun harta și aș putea să sar aproape, nu? Da, uite, acum pot să sar. Sar, bam, bam. Mă duc acum, op, mă arunc așa în cap. Și unde sunt, unde sunt căsuțele alea 3, bă, stai așa. Aici apar mai multe, what? Cred că nu m-am dus unde trebuie. În fine, ce contează. Ia uite aici o grămadă de loot. Mă bag, uite, la astea 3 de aici. Nu știu că pe astea aveam punctul, dar nu cred. Să mă dau pe astea, pe astea aveam. Nu trebuie să apară și aici pe hartă. A, nu era mai încolo puțin. Ok, las că vine și așa. Mă duc acum repede să lutez și eu ceva. Bagă sprintul, bagă sprintul. Și hai să văd un pistol. Aș lua și scope-ul ăsta. Cine știe, poate că o să am nevoie de el mai încolo. O armură și un ghiozdănel. Nice. Mă duc repede la etaj.
Oh, trebuie să am grijă cum mă întorc, bă, că se... Aoleo, că se întoarce instant, bă. Deci instant se întoarce. Doamne, cât de greu îl controlezi, am și uitat. Dar parcă e mai greu decât înainte, sincer să fiu. Oh, famasu. Cu asta îi sparg pe toți. Eu nu pe aici. Uite-l. Dai, 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 dai. Oh, hai mă, sparge-l, mă. Doamne, că era să mă bată ăsta. Putinaștilor, era să mă bată ăsta. Ok, stai să iau ăsta la alt. Pe G. Nice. Oh, încă unul aici. Sparge-l, 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 sparge-l. Ăla-i, nice. Bop. Mă bag aici repede. Am încărcat. Doamne, deja am două kill-uri. Ăla-i, mă tir sus acum. Și va trebui să-mi dau viață. Mă bag aici undeva. Și pe ce îmi dădeam viață? Pe 5, nu? Aoleo, sper că nu o tras după mine. Ba da. După mine trăgea nebunul. Nu mai trage, bă, aiurea, bă! Toamne, s-au adormit. Noroc că a adormit pe drum. Toamne, ferește, unde era asta și unde trăgeam eu? Nu-mi vine să cred asta. Ai, trebuie să mă obișnuiesc cu controlele, bă. Că e jale, dacă să mor dacă nu e jale. Hai mă, gata, a, nu mai am gloanțe. Aolo. Mai vin oare pe aici inamici? Micu, micu, inamicu? Nu mai văd pe aici pe nimeni momentan. Ok, bun. Hai să mai verific și căsuțele astea alte. Deci până acum am 3 kill-uri. Forță și mai sunt în viață încă 18. Nice. Aici sunt doar 50, bă, acum mi-amintesc, bă. Nu era 100. Mamă, dar ce puține gloanțe am, vai de capul satului. Deci chiar am puține gloanțe. Bine, sincer, 3 case și 1000 aici pe loot, cred și eu că sunt puține gloanțe. Dar vreau să mă duc, uite, aici în față, să văd că s-ar putea să mai fie câte ceva arme sau gloanțe. Am scopia asta în bon, nice. Ia uite aici ceva. Wop. Mi-ar mai trebui mie, sincer, niște viață. Nu știu unde naiba aș putea găsi. Poate doar dacă îl bat pe unul. A, uite că mai am viață. Stai așa. Stai așa că îmi dau imediat viața. Dar vreau să mă uit să văd dacă mai găsesc chestii pe aici. O cașchetă. Nu-mi trebuie, că am deja mai bună. Mă bag, uite, aici repede. Mă bag după mașina asta. Oare putea să mă pun pe burtă? Da, vă merge. Mă pun pe burtă repede și bag o viață, bag un viețău așa. Mă uit să văd să nu cumva să vină cineva. Oh, și nu sunt în zonă, bă. Nu sunt în zonă, trebuie să țin minte asta. Trebuie să o iau la goană. Mă duc acum repede. Țac, nu știu ce am luat. Am luat niște gloanțe, nu? Da, am luat gloanțe pentru ăsta, cum îi zice. Pentru UMP-ul ăsta sau ce naiba e. SMG. Bun, și acum mă bag repede în asta, după care mă tir spre zonă. Oh, nice. Bă, nu știu, înainte FAMAS-ul era cea mai bună armă din joc. Acum nu știu dacă mai e în momentul de față. Cineva scrie chestiile astea? A, nu știu. Habar n-am. Și trebuie să mă cam tir, nu? Acum vine zona. Bun, ok, hai că mă duc repede. Vreau să bag ciuperceana. Uite aici, țac. Păi și cum o iau, bă? Am înțeles. Am înțeles. Forță pe ciuperceană. A, nu stai, mă, sunt în zonă. Trebuie să mă bag în căsuță. Să mă pândească cineva. Ok, bun. Și vreau să văd dacă sunt în zonă. A, nu sunt în zonă, bă. Trebuie să-mi scot markerul ăsta. Cum ne-a scot? Așa, bun, gata. Țac, țac. Și acum mă tir. Așa cum îmi arată și linia de la zonă. Bun, și trebuie să-mi scot și arma. Cum naiba o scot, bă? Ca să fug mai repede. Pe tigaie, nu? Pun tigaia în mână. Ăla-i, bă, forță. Forță mondială. Bine, aveam o mașină pe undeva, dar nu mai știu pe unde. Da, n-am nevoie, că uite că mă mișc destul de repede. Cu tigaia în mână. Și nu știu, parcă s-a schimbat puțin tel jocul. Așa mi se pare.
A, nu cred, mă gândeam să iau Motorola, dar nu știu dacă am nevoie, n-am nevoie, mai bine mă duc pe jos. Că nu mă fac gălăgie cu motorul. Vine cineva pe aici? Nu pare. Pare liniște și pace, vă mai sunt încă 12 în viață și eu am 3 kill-uri. Ho-ho, forță! Nice! Hai că mă descurc bine, aș putea să zic. Aici e lootat? Da. Da, mai pot să mai iau și eu ceva, uite asta. Țac, țac, țac. Și sunt aproape de zonă, așa că aș putea să lootez repede și căsuțele astea mici. Aici nu pot. Hopa. Am auzit ceva, cred? Nu știu dacă am auzit ceva sau nu. Ia uite aici încă un din ăsta. Bun, vesta e mai slabă, n-am nevoie de vestă. Și mai sunt încă 12, bun. No, acum aici și acum. Pe unde să merg? Mă duc tot în față. N-are sens să mă mai bag acolo la căsuțele. Bine, aș vrea sincer, dar vine zona și o să mor, nu? A, vine încet zona. Hai că mă bag repede la căsuțe. Încerc să mai lutez și eu o căsuță, două, să văd dacă mi iese. Dar posibil să fie lutate. Și sper să nu cumva să dau de unul foarte bun. Să-mi tragă și ea când nu sunt atent. A, asta toată și astea, n-are sens să mă mai bag. E bine oricum că am ceva gloanțe. Hai mă, fugi mă, Doamne, am dat pe încărcare și s-a oprit nebunul. Fugi că trebuie să căutăm inamici. Nouă, nice. Acolo a căzut un airdrop, mă duc să-l iau repede dacă pot. Direct la airdrop mă duc. Deci mai suntem încă 9. Hoho, se încinge treaba. Și zona... Ai, destul de mare, încă nu a ajuns toată lumea aici. Sper să prind airdrop-ul ăla, să nu cumva să se ducă altcineva la el. Deci vreau o armură mai bună, sincer. Doar asta mi-ar trebui și niște gloanțe în plus. De arme nu știu ce să zic. Oh, mă bag cu ăsta. E aici după. Ia uite-l. Ce faci, băi, nebunule, bă? Oh, m-o spart cu shotgun-ul! Nu-mi vine să cred, bă! Doamne, ce greu am dat în el! Bă, deci mi-o dat one shot cu shotgun-ul și am murit instant. Pe bune? Ia să vedem ce loc am scos. Ai, ce ciudă mi, bă! Mama mia, chiar mi ciudă. Deci am scos locul, unde scrie locul? Aici îmi zice că am 3 kill-uri, aici, în dreapta, locul 8. Ok, bă, ce ciudă mi, bă. Ai de viața mea. Voi cum m-a așteptat nemernicu, bă. Ai, 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 ai. Ia să colectez astea. Nu contează, lasă că mă antrenez bine și pe următorul episod o să și câștig. Mamă, cum m-a așteptat el acolo, bă. Cu shotgun-ul. Sincer, nici nu mă gândeam că o să mă bată, dar se pare că m-a bătut. M-am destrâns chestii, mâncare de animal, dar nu am niciun animal. Aproape că pot să iau și ăsta, dar nu merge încă. Bun, mai am ceva chesturi de deschisoare, parcă aveam niște chesturi, dar nu mai știu de unde să le iau. Ia să văd, loot box. A, nu, aici cum să arate, ok, nu mă interesează asta. Aici un vault, poate. Ceva chestii, others. Astea pot să le dau exchange. N-am bă chesturi deloc. Se pare că n-am niciun chest. Pe caractere, aici sunt caracterele. Bun, ok. Mă uitam puțin că nu mai știu meniul cu exactitate, însă mai am ceva de luat de aici. Au și aici sunt o grămadă de nebunii. Trebuia să dau, ia uite, pe store. Și am aici sigur un chest free pe care vreau să-l iau. Că știu că se dădea un chest free. Uite-l aici, op. Și hai să-l deschid și ce am picat! 25 de bănuți. Mamă, și oferte aici. Au, oh, tricou cu o viță, bă. Tricou cu panda. Cât de tare. Dacă era cu husky, îl luam. Dar așa îmi țin că poate îmi cumpăr fire pe ăsta.
Și ia uite aici la Lucky, hai să văd. Cred că ar trebui să am și un din ăsta gratuit, nu? Sau poate mai multe de deschis. Ia să vedem. Dăm skip că nu ne interesează. Și bun. Pot să folosesc, ia să vedem, între 10 și între, adică 10 plus 1, adică 11 spinuri, 800 de diamante. Mamă, ce scump e, bă. Ce scump e, bă. Astea pot să le iau? A, nu, nu m-am arătat așa. Ok, n-am niciun din ăla. Gold. Am unul free aici. Ia să-l dau pe ăsta. Și zbengă! Niște păpucei pentru 3 zile. A, deci acum pot să tot dau spin. Că mai am. Ia uite, o jachetă pentru 3 zile. Op! O pereche de pantaloni pentru 3 zile. Ceva permanent vreau, bă. O cămașă pentru 3 zile. Încă o cămașă, doar de camuflaj, așa. Un maieu, mamă, tot pentru 3 zile. Bă, dar dăm ceva permanent, bă. O armă pentru 3 zile. Încă o bluză pentru 3 zile. Mai am, bă, mai am. O cămașă din nou pentru 3 zile, așa cum mă costă bănuți. Bănuți o să-i țin, sincer. Bam, bam, ia să vedem. Și mi-a mai dat încă un tichet. Și îl bag și pe ăsta. Țac, păcăneaua și încă un tricou pentru 3 zile. Nice. Oh, mi-a mai dat încă unul acum. Bă, ce-mi place, bă. Încă un tichet din ăsta. Și zbengă o pereche de păpuci. Mamă, păpucii ăștia sunt interesanți, bă. Tot pentru 3 zile. Deci, din păcate, nu mi dă pentru totdeauna. Aia e cât să fă, aia e cât să fă. Ce mai am pe aici? A, dacă vreau arme, chestii, trestii. Tot așa să deschid. Bagă la păcănea, băi. Mamă, gata, bă, fără păcănele. Hai să ieșim de aici. Cam asta a fost episodul Hudinașilor. Ați văzut, m-a prins ăla cu shotgun-ul acolo. Dar pe următorul episod trebuie să câștig, pentru că o să mă antrenez. Mamă, deci nu vine să cred că mi-a dat la one shot. Aia cât spunea că se fă. O să încerc să mă bat cu ei de la distanță mai mare, pentru că nu știam că este așa fatal shotgun-ul. De asemenea, să nu uitați acolo să-mi scrieți în comentarii dacă vreți să mai fac episoade de Free Fire și dacă voi vă mai jucați Free Fire. Să nu uitați și de un follow pe Instagram, hudini.insta. Primul link din descriere mi se pare că este către canalul principal, dacă nu o să-l pun, acela să fie. Și noi o să ne reauzim ca de fiecare dată pe următorul episod. Pa, pa!